Pregătirile pentru alegerile locale intră acum în linie dreaptă. Data a fost stabilită pentru 27 septembrie și, deși numărul de contaminări cu COVID-19 crește, aproape toți politicienii au fost de acord cu această dată. A fost respinsă propunerea USR privind organizarea votului pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică. Colega mea, Xenia Croitoru, vine chiar acum cu mai multe informații. Xenia, bună ziua! Bun găsit tuturor! Proiectul este dezbătut în acest moment în plenul Camerei Deputaților, care este și forul decizional. Decizia celor de la Senat de ieri a fost ca data de 27 septembrie să fie data la care se vor desfășura alegerile locale, deși cei de la USR au propus să se desfășoare pe o durată a două zile, sâmbătă și duminică, 26 și 27 septembrie, însă acest lucru nu a fost acceptat. Cei de la USR ieri s-au abținut la votul din plen. Același lucru l-au făcut și liberalii, asta pentru că spuneau cei din Partidul Național Liberal, mai ales în contextul în care vorbim despre un proiect care a fost propus de cei din guvern. Proiectul a ajuns în Parlament, iar modificările pentru data alegerilor locale au fost făcute pe un proiect propus de cei de la UDMR și spun cei din Partidul Național Liberal faptul că nu este o diferență foarte mare între cele două proiecte și cei de la UDMR au preferat să ia foarte mult din textul venit de la guvern și să fie modificat acesta destul de puțin în Parlament. Se arată în acest text faptul că în momentul în care vom merge în secțiile de votare vor exista câteva pauze, asta pentru a fi dezinfectate acele secții de votare și desigur se merge pe varianta unei singure zile de vot, mai exact 27 septembrie. Decizia finală însă va fi luată astăzi în plenul Camerei Deputaților, pentru că spuneam, este forul decizional, iar Camera Deputaților dezbate în acest moment acest proiect, iar mai apoi va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.